que ya saben, Pokémon Battle Academy nu costă destul de mult. Ok, practic jocul ăsta te învață cum să joci de la A la Z, dacă nu știți să jucați Pokémon, așa cum nici eu nu știu, sincer. Vă luați unul de ăsta și practic aveți tot complet și manual, tot aveți aici și hai să desfacem. Joacă în două persoane, da? Avem ceva de colecție aici înăuntru. Vedem ceva valoros. Pikachu are obrajii roșii și este un pic de electricitate din obraj. Asta e Cinderace cu el, practic are mici de foc care o lovește. Ok, ia să vedem. This box contains everything you need to learn. Ok, deci dacă vrei poți să te duci să vezi un tutorial video pe Pokemon.com Battle Academy. Ok, să luăm, asta e board game-ul de aici. Cinderace gives the tutorial guide with Cinderace on the cover and the deck with the same image on it, one of the players. Deci, practic asta trebuie să dăm unuia dintre jucători și ăsta celuilalt. Da. Și practic o să ne imaginăm că eu voi juca contra altcuiva, da? Așa, ca să fie mai... Ok, eu joc acum să aleg pe Pikachu. Asta ce? Iar astea sunt bănuții, aici este un cod de bare. Practic pui QR codul și trebuie să faci un la... răspuns la niște întrebări, să dai un pic de feedback. Pop out the damage counters and put them in a pile where both players can reach them. Deci, practic, asta trebuie să le punem undeva. Scrie damage counters, e undeva pe aici. Și, practic, trebuie să fie la îndemâna jucătorilor. Ok, punem asta deoparte. Ok. Să vedem și asta. Asta cred că este board game-ul. Wow! E bine să știți, sănătos, că sunt tot felul de campionate Pokémon și dacă câștigi, primești o carte unică. Poate să-i poate valorați. Wow! Super tare! Place. Aici pui cărțile, da? Deci când iei o carte, ia să vedem. Eu practic l-am pus pe 4. Ia, când iei o carte, iei cartea de deasupra din cărțile care vor fi puse aici. Așa, deci văd că fiecare jucător are card price, da? Price card sau discard pile, sau avem un discard pile. Deci ce zice ea? When one of your Pokemon is knockout, put it on all its attached cards here face up. Deci dacă e bătut Pokemonul tău, aici trebuie să le pui, cu topul evolving și cu topul ce mai este. Your bench can hold up to 5 Pokemon. Aici îți pui Pokemonii. Pa. Și the Pokemon is in your active spot, is your active Pokemon. Așa, deci practic aici pui activ Pokemon, da? Aici ai numele, hit points, attack damage și attack cost. Ia, beginning. Bam. Bun, hai să dăm asta la o parte, să vedem ce mai avem aici.
Uite așa, Pikachu Deck Tutorial Guide. Deci am zis că eu sunt cu Pikachu, da? Îl punem aici. Și ne imaginăm adresa, este Cinderace Deck. Aici. Ăștia-s bănuții. Așa. Cinderace, pachetul de Cinderace. Îl dăm frumos aici. Pikachu va sta la noi. Rus. Ia să vedem ce avem aici la rus. Once you are gone, așa. Shake hands with your opponent. Flip a coin. The winner, așa. Shuffle your deck. Adică să le zbați. Check to see if you have any basic Pokemon in your hand. If you don't see, the mulligan section below. Mulligan section. Ah, uite aici. If you don't have any basic Pokemon in your first hand of 7 cards, deci dacă nu ai Pokemon de bază, care e cel mai slab, mă refer, care nu evoluează din niciunul, din cele 7 cărți, bănuiesc că sunt 7, așa, show your cards to your opponent and shuffle them back into your deck. Deci arată cartea oponentului tău și zbate-le apoi pun din deck-ul ăla, unde se pun cărțile. Și trage 7 noi cărți. Repetă, dacă nu, până așa, after you get a basic card, your opponent may draw a card for each time. Zice, ok. Put one of your basic cards face down in the active spot. Deci să pun fața în jur. This will be your active Pokemon when the game begins. Ok, deci în tutorial jucăm cu fața în sus, ca să vedem și noi. Ia. You may put up to 5 more basic Pokemon face down on your bench. Deci punem pe banca de rezerve. Put the top 6 cards of your deck off to the side, face down as your prize cards. Deci le punem aici cu fața în jos, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Both players flip their active and bench Pokemon face up and start the game. Ok, ce mai avem aici? Aici avem un index. Aici avem glosar. Îți explică fiecare denumire. Da? Aici avem atac. Activul e Scorbunny. Scorbunny attack on attack does 10 damage. Unde e atacul? Asta e atacul, da? Uite. Does 10 damage to your opponent active. Deci ăsta e la atacă și îi dă 10. Îi dă fatalitate. 10. Requires 1 energy. Da? Deci, 1 energy. Ia să vedem unde e energy. Să practic, ăsta e atac one of any time of energy attached to this attack. Deci tu trebuie să-i pui aici o energie la băiețea. Tackle. Și Scorbunny is two energy attached to use flare. Dacă vrei să pui flare. Flare cred că dă... flare face 20 de damage. Ai nevoie de două energii. Și două energii, unul de foc și unul, nu contează care. Flare does 20 to your opponent. Am înțeles, deci fii atent aici. Deci aici e cât de tare lovești, lovești de 10, tackle și costul, da? Deci aici e costul cu flare. Aici e damage. Cum arată și aici. Attack cost, attack damage. Practic, Scorbunny e basic Pokemon. E un Pokemon de bază. Și Rabut evoluează din Scorbunny. Și tot așa până la nivelul 3. Bun. Hai să vedem card types. Deci așa, avem energy cards. Da? Aici sunt tot felul de energii.
Provide any to a specific attack that allows the Pokemon to use its attacks when the card is approached. Asha, see attacking. Card means placing underneath an active or main Pokemon. Deci să atașezi o energie înseamnă să pui energia underneath, adică sub un activ or bench Pokemon, adică practic îl pui sub el. Ok. Capture energy. Special, asta e special energy card. As long as this card is attached to a Pokemon, it provides energy. When you attach this card from your hand to a Pokemon, search your deck for a basic Pokemon and put it into your bench and shuffle your deck. Ok. După aia ai trainer, ca să vedem care treaba cu trainer. Are useful cards that help you to gain advantage in your game. Trainer cards come in three varieties: item, stadium, and supporter. Each has different advantages. Ok. Item cards are the most basic type of trainer card. You play them, așa. Deci ăsta e trainer item. Asta e trainer item. Pokemon tools. Ok. Asta e supporter trainer. Și asta e stadium. Stadium play after you play game. Stadium affects both players. Ok, doar un stadium. Atâta. Doar un stadium. Nu poți cu doi la bench. Coin damage. Evolution. Stage 1 Pokemon. GX attack. Adică attack cu GX attack. As a powerful GX attack, with this attack as a catch. You can only use one GX attack during the entire game. Deci fii atent. Even if you have lots of Pokemon GX in your deck, after you use a GX attack, turn over the special GX marker as a reminder that you can't use another GX attack. Deci GX-ul fiind cel mai tare, odată pe la joc poți să-l folosești. Loc, ăsta e Pokémon GX și ăsta este Tag Team. Ia să vedem care treaba cu Tag Team-ul. A Tag Team Pokémon GX is a special kind of Pokémon GX that features two or more Pokémon working together. They're generally stronger than normal Pokémon. Each one has a GX attack. Capture your opponent tag team Pokemon, you take 3 prize cards instead of 1. Interesant. Uite asta. Pokemon V Union are powerful Pokemon that are made up of 4 different cards. Super. V-Star. A special V-Star power which can be an attack. Prism Star. Mamă. Pokemon V-Star. V-Max. Pokemon V. E cel mai tare crisp. Mă gândesc. Parts of a turn. Nu le învățatul ăla până atunci. Ia, ce zic aici? Alolan Pokemon. Deci ai văzut că acolo este basic și stage 1. Are from the Alola region. Din regiunea Alola. The word Alolan is part of the Pokemon's name, which limits which Pokemon it can evolve into, since a Pokemon can only evolve from the one that is listed on its card. See evolution. Aha. Deci tu dacă l-ai pe ăsta, tu nu poți să-l pui pe Meld. Trebuie să-l pui pe ăsta. Da? Dacă l-ai pe meu, îl pui pe Alolan. Nu știu cum pe meu. Deci ăsta... Deci Alolan Persian evoluează din ăsta și nu evoluează din ăsta. Asta vreau să spun. Da? Că amândoi sunt meu. Vezi? Meu, meu. Da? Pentru că vezi că aici scrie Alolan meu și aici scrie meu. Pentru că Persian, da, e din regiunea Alolan
și Neofe, tot din regiunea Lola, cum scrie aici. Da. Apoi, Galarian Pokémon. Are from the Galar region. The word Galarian is part of the Pokémon's name. Da, deci Galarian Ponita cu Galarian Rapidash. Nici de cum Ponita cu Galarian Rapidash. Da. Lost Zone. Indicată putem de Lost Zone. Asta e Cinderace. Asta e tare. Pokémon HP. Deci Pokémon Type. Da? Aici, tipul. HP, Card Name, Ability. Așa, Evolves From. Stage. Așa. Ability, Expansion, sigur. Da. Collector Card Number. Rarity, adică. Ok. Ok. Deci, ca să știi cât de rară cartea, are un simbol aici, dacă e un cerculeț plin, e common, care înseamnă foarte comun, și adică vei întâlni foarte des cartea. Dacă are un romb, rombul ăla înseamnă că e tot foarte des să l-o să întâlnești, dar mai puțin decât cercul. Și eventual o să găsești o steluță plină neagră, înseamnă rare. Rare în engleză înseamnă că e rar. O carte e foarte rară. Și apoi să întâlnești o steluță albă, care înseamnă că e ultra rare. Și apoi să întâlnești o steluță albă și cu numărul peste numărul de cărți găsite în joc, de exemplu, sunt 180 de cărți în pachet. Dacă al tău o să fie 181 și cu steluță, înseamnă că e ultra rare. Așa, bun. Ia să vedem aici. Pokémon și chiar. Uite bănuții, da? Pentru care trebuie să-i folosești. Costul. Da, 10-10. Checking weakness, așa, weakness, resistance, 10 plus 10. Deci vedem că asta e damage. Și damage se controlează în coins, mă gândesc. Dar de fapt asta am înțeles. Asta, când îi dai damage aici, practic iei 10 de aici, din bănuțul lui, și care rămâne fără bani, au pierdut, mă gândesc. Ia, yeah. Price cards. Shinx. Special conditions. Asleep, burned. Ok, poisoned. Winning. What's next? Cam asta e manualul. Asta e manualul mai mult basic, ca să știi regulile. Îl punem aici deoparte. Că ai un bănuț aici. Mamă, dar ce mare banul ăsta. Deci ăsta e Cinderace, ăsta e Eevee și ăsta e Pikachu. Așa, ia să-l punem acolo. Asta e codul, dacă vrei să joci online, pui codul ăsta și... Ok, ia să vedem. Și ai și al treilea pachet cu Eevee. Deci avem un pachet cu Eevee, unul cu Pikachu și unul cu Cinderace. Ok. Mai este ceva, ia să vedem. Nu mai este nimic. Okidoki. Ia să punem aici. Bench. Ok. Și desfacem.
pus cărțile. Asta e Pikachu V. Asta, practic, vedeți aici, are steluță. Da? Asta e Secret Rare. Nu, scuze, Ultra Rare. Are steluță albă. Unul de ăsta e 45 în momentul ăsta de față în care filmez eu, $45. Că Secret Rare era cu, trebuia să fie 186 din 185. Deci vedeți acolo jos, 43 din 185. Dacă trebuia să fie Secret Rare, trebuia să fie 186 din 185. Ok, deci ia-l avem așa pe Pikachu. Trainer și-a una. Avem Yamper. Avem Great Ball. Avem Zebstrika. Avem Vivid Voltage, se cheamă. Blitzel. Hop. Luxio. Switch Trainer. Sonia. Încă o dată și-a una. Dublu rupi și-a una. Great Ball, încă o dată Great Ball. Energy. Atunci 8 oare ce cu seama atunci. Stai un pic, de fapt, toate au semnul ăsta. Acestea înseamnă aici. 47. Luxray. Dar e 46. Ce-o fi cu semnul ăsta? Deci ce semn are? 60. Sunt numerotate. 45, cred că toate sunt numerotate. Boss Orders 44. Probabil sunt numerotate ca să știi ordinea lor în funcție de cât de puternici, pentru că cifra maximă are Pikachu, el fiind cel mai puternic din deck-ul ăsta. Are 190. 13, hop. Da, 5. Da, ce mai avem aici? Blitzel. Înțelem, energiile au același număr? 12. Deci nu au același număr. 11, mă gândesc că aici în cartea asta probabil că precizează să pui numărul cu tare exact 1 în alt șafă, deci ți arată murângurul ce ai făcut, dar imediat o să facem noi împreună. Da, în alt șafă lor deck, deci trebuie să le pun imediat înapoi în ordine, pentru că trebuie să le lasăm numerotate. Am luat ceva timp să le așez. Ok. Să le... Un pic aici. Deci pachetul este într-o ordine specifică. Și dacă urmărești etapa, fiecare pas, așa cum am luat aici, da? Ai 1. Deci, practic, pachetul ar trebui pus cu fața jos, dar pentru că e doar un tutorial, o să le punem cu fața în sus. Ok. With the fair cards face down, card 1 should be on top of the deck. Then card 2 and so on. Aha. Then again, let's get out of order, can use the numbers. Deci trebuie să le punem cu fața în sus. If you have any questions, you can find the answers with the rules reference. Da. Rule reference fiind asta. Ok, next. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem.
Okay. Yes, I am. Setting up to play. Put your deck in the sport label deck. Up on the table in front of this card behind your hand. Ești desigur, nu știu dacă desigur la alegeri, dar probabil dacă sunt numerotate. Și zice, put them face up on the table in front of you. This card become your hand. O să descriu în pension. Here must start as basic control. Facem așa. Up. Jumper. Blitzel. Energy. Energy. Zera ora. Basic in this way. You'll see the word basic in the upper left corner. Of a card featuring a basic Pokemon. Take four more cards from your deck and put them face down in the sports prize cards. Card. Ok. Și continuăm, da? Trebuie să fie ceva de genul. 4 aici. Da. Deci, asta trebuie. Aici, cărțile. Price cards. Și aici am pus 4. Și aici am pus 5, 3. Trebuie să vedem cu asemenea.
don't draw the top card of your deck and add it to your hand. Knight energy. Draw the top card. Asta fiind de top card. Ok. Și o pun în mâna mea, da? O energie, dacă chiar se scrie acolo. It's a lightning energy, da, corect. Take an energy card from your hand and attach it to the... Put it underneath. Trebuie să o punem de dedesubt aici, da? Cum arată și în poză. Așa. Ok. Aici mai zice. Așa, probably use this. You can only attach one energy card during your turn. Ok. Să spunem că aici care era unul ăsta slizi pe ele aici și aici energia lui va fi ok, da. Bite și zap kick. To use a Pokemon attack you must have enough energy attached to it. Energy symbol means you can use any type of energy to power the attack. Mighty energy. Attach to Yamba. Ok. Deci, pentru bite, ai nevoie de o energie. Dar e asta. Da? Then you open to your attacking with bite. Bite. And take one of the damage counters. Asta, să zicem că am la 10 monedele alea. Nu le mai desfac acum, deci sunt coins aia pe care i-am arătat. Desfacă de aici, deci trebuie să iau 10 de la el, că trebuie să împartă la 2 toți coi, să știu. Așa, și eu consul lui, practic. Așa, the symbol you can use in this round. And put it on your opponent's sleazy penny. Take one of the damage gun that has been. Ah, deci eu trebuie să pun. Practic, iau aia 10 și pun aici, la el. Adică i-am dat 10, adică 10 damage și rămâne la el. Cât ai mai mult damage, cu atâta pierzi. Ok. Note that using the attack does not use up the energy. You don't have to discard or otherwise remove it. It stays when the Pokemon keeps following it. Vreau să zic că atacul nu folosește energia. Nu trebuie să discard, adică să iei energia înapoi. Deci practic rămâne aici tot timpul. Da? Energia va rămâne aici tot timpul. Da, cam așa, da? Exact aici, trebuia să pun aici la 10, adică eu i-am dat damage și acum nu mai vreau să mai pun, dar ați scris ideea. Bite, ok. Practic, aici erau, da? Asta cu energia m-am dus acolo. Bun, următoare. Draw card from your top, the top of your deck, it's hot. Ok. A, 3 cards. Tot. Deci 3 cards. În fin. Ia să mai dau încă 2. Energy. Hop. Ok. Asta trebuie. Play the trainer card hop. When you play trainer card, follow the instruction on it. Draw 3 cards. Aha. Păi tocmai ce le-am tras. Mai trag încă nu. De asta ce număr are? 13. Ok, în fine. And put it on the spot label discard pile. Shuffle and then put it in the
folosi pe asta. O să trag pe hărț și o să o pun aici. Aici ar fi discat pată. Adică, gata, l-am pus, nu o să-l mai folosim niciodată. Cărțile pe care noi mai folosim acolo, le punem. Și el mi-a zis să trag trei cărți, eu trag trei cărți. Am așa, lux eu. Blitzel, am doi de blitzel, da? Bolt. Bun. Ia să vedem. Dar tu nu... În rândul ăsta când mai vine? Așa. Put blitzel face up on one of the spaces on your bench. Ok, asta am și făcut, deci blitzel. Am doi de ei, da? You can only play basic point to these spaces. And you can only have up to 5 Pokemon here. Păi am mai multe acum. Ah, Pokemon, cam și energie. Pokemon câți avem aici? 1, 2, 3, 4, 5, da. Avem numai 5. As long as you have room on your bench, you can play as many basic Pokemon as you like during your turn. Attach an energy card to Yampra. It now has 2 energy. Ok, hai să luăm energia asta, deci că și așa avem prea multe. Ia frate. Bun, deci, așa. Deci, practic, acum cu 2 energii, da? Avem 2 energii. În zap kick 20 și mai dăm bam damage, încă 20, are total 30 la damage. Ok. You tell your opponent you are attacking with zap, this does 20 damage. Good to damage counter. Așa, un sleazy pede. Acolo asta e sleazy pede. Bun, da, cam așa arată. Cam așa arată. 20 cu 10, 30. Așa, ne imaginăm că și el ne-a atacat pe noi și nu a fost rândul lui, da. Ok. A. Deci noi asta trebuie să le ținem aici. Și pe bancă de rezervi nu punem decât câteva. Aha, am înțeles. Deci astea le ținem aici. Și eu să punem vitulițele aici. Asta le ținem aici. Da? Copy discard. Aruncă. Ok. Draw a card. It's a lighting energy card. Încă una. Păi câte cărți mai trag la? Da. Attach a lighting energy card to blitzel on your bench. Ok. You can attach an energy card to any of your Pokemon you play. But remember, you can only attach one energy per turn. Ok, deci numai o dată poți să pui energy să atașezi de Pokemon. Singură dată pe tur, pe rând. Ok, poți să-l pui și pe banca de rezerve sau în active spot. Once during your turn you may retreat your active Pokemon. Aha, deci dacă vrem să-l scoatem pe asta de aici, putem să-l scoatem și să-l locuim. Discard one energy card from the Pokemon inductive, deci ca să așa arunci, dar dacă vrei să-l scoți, arunci energia și nu ai poți să folosești niciodată. So, discard one energy card from Pokemon that is spot for each symbol in the lower right corner of its card. If you don't see any symbols, it means that Pokemon can retreat without discarding energy. Deci da, uitați aici, aici zici la retreat cât costă. Cât energie costă pentru retreat. Da? Ia să vedem noi cât costă asta retreat. Una. Am făcut bine, deci am luat una, pentru că el are bun aici.
discard one energy from Yumper. Încă una. I'll switch Yumper with Blitzel. Blitzel is now in the active spot. Aha, deci noi am făcut discard la o energie și facem schimb și avem și energie, o păstrăm aici. Da, și asta unde îl punem? Blitzel. Deci facem schimb așa cu Blitzel, da? Use Blitz Zap Kick to do 20 damage. Deci e Zap Kick. Deci folosim o energie de asta. Pa, 20. Caput. Și asta vede săracul cât are în fel. 50 damage. Aha, pa, 20. Băi, dar e simplu jocul, sincer acum. Dacă ești atent. Your Pokémon was knocked out. Cum adică? Eu vedeam că eu mi-a dat 60. Aha. Deci ăla mi-a dat 60. Uitați aici, aici e viața. Da? Deci atâta poate el să reziste. Dacă i-a dat 60 damage, e caput. Aha, și deci i-a dat, your opponent did 100 damage. Deci i-a dat 100 de la hit points to Blitzel with that attack. Că nu a fost rândul lui, adică. Și Blitzel has 60 HP, înseamnă hit points sau health points. Deci e vorba de viață, are 60 la viață. So if it is has 60 or more total damage on it, it's knockout. Deci dacă e de la 60 în sus, e damage total. Put Blitzen all its attached cards into discard pile. Gata, asta e caput. Să te înnați, gata. Asta e la spital. Ok, și acum ce urmează? You have many options for what to do during your turn. You can play the potion to heal damage from Yumper. You can evolve Yumper into Boltund. Ah, deci eu puteam să fac Boltund acum. Să-i dau evolve, ca să nu mai e. You can play basic Pokémon from your hand onto your bench. It's up to you. You have finished the tutorial. Turn the page to see what's next. Ok. Deci vedeți aici, da? Ia uite, eu i-am dat 50 damage lui ăsta, dar el are 80 la viață, el are 80 la viață, ăsta are numai 60 și ăsta mi-a dat 100 damage. Și deci practic dacă l-am băgat pe ăsta aici, cu tot cu damage, cu tot cu tot, ăsta vine automat aici în locul lui. Uite, aici heal potion. Ăsta îl vindeci, vezi, să dai cu spray-ul pe el și îl vindeci de damage și se vindecă. Asta sunt importante astea pe trainer ăștia. What you can do during your turn? Draw a card. You must do this at the beginning of every turn. Ah, deci, deci la fiecare tură fiecare trage câte o carte. Put basic Pokémon onto your bench. As many as you want. Deci pui cât vrei. Pe banca de rezerve. Attach one energy card to one of your Pokémon. Only once per turn. Deci, la fiecare, nu poți să pui două energii pe tură. Una. Retreat your active Pokémon. Doar o dată pe rând. Pe când ții rândul, o singură dată poți să dai activ. Deci nu te-ai răzgândit cui. Și evolve Pokémon as many as you want. Deci tu poți să evoluezi fiecare Pokémon. Pe rând. Nu e doar unul pe rând. Pe toți poți să iei. Play trainer cards as many as you want. But only one supporter card per turn. Deci numai un suporter pe rând. Attack your active Pokémon. Attack with your active Pokémon. If you cannot attack in your opening, the turn is over. Deci dacă nu poți să ataci
Îl lași pe el să faci. Așa. Deci cam asta a fost. Da? Dacă v-a plăcut, începe să jucați Pokémon, chiar e foarte distractiv și un joc care poate să joace și copiii și adulții. Iar pentru copii, vedeți, imaginile nu se sperie, sunt alte jocuri, cum ar fi Magic the Gathering, au tot felul de imagini așa horror. Dar astea sunt... să nu vi l-am arătat pe Cinderace. Dacă tot nu vi l-am arătat pe Cinderace. Uitam aici. Asta variază între 50 și 100 de dolari. Bineînțeles, de 10. Așa cum e nostru. Abia am pus mâna pe el, deci practic de 10. Eu l-am scos din cutie. Dacă îl păstrez așa, e 10. Ăsta are 220 la viață. Wow, are 210 la damage. Ăsta de damage total. Ăsta e V. When your Pokémon V is knocked out, the opponent takes 2 prize cards. Are nevoie de 3 energie asta ca să... ca să-mi dea kick-ul ăsta din 110. Da? Deci ăsta e... ăsta e basic, ăsta nu e urmează. Interesant. Ok. Ne vedem data viitoare.